Salutare la toți și astăzi aflăm răspunsul la provocare din săptămâna aceasta, care era în felul următor. Un autoturism al unei școli auto, care era condus de un cursant, avea intenția de a schimba direcția de deplasare la stânga în următoarea intersecție și din timp a semnalizat stânga, s-a asigurat în oglinda stângă și s-a apropiat de axa drumului. Apoi, după scurt timp, a fost depășit de 3 conducători auto în 3 situații diferite. Conducătorul violet a depășit școala auto cu mult înainte de intersecție. Conducătorul autoturismului roșu a depășit, însă a finalizat manevra deja în apropierea intersecției, iar conducătorul autoturismului verde a depășit în intersecție. Care din ei a depășit regulamentar? Cunoaștem că depășirea este interzisă în intersecțiile cu circulație nedirijată și în imediată apropiere înainte de acestea. Respectiv, conducătorul autoturismului verde și celui roșu a efectuat manevra de depășire neregulamentar, iar conducătorul autoturismului violet a depășit regulamentar. Reiese că răspunsul corect la provocare din săptămâna aceasta este inima de culoare violetă. Vă dorim mult, mult succes la toți, vă mulțumim pentru inimile voastre și vă așteptăm la o nouă provocare. Succes!